Salut, prieteni! Astăzi vom vorbi despre ordinea optimă de rezolvare a itemelor de bacalaureat la matematică. Această ordine am compus-o eu, nu am citit-o undeva, doar din practica pedagogică. Am să vă explic la fel de ce cred că aceasta este ordinea optimă de rezolvare a itemelor. Din punctul meu de vedere, să rezolvi cei 12 item de bacalaureat în ordine 1, 2, 3, 4, 5, 6 și așa mai departe, nu este cel mai bine. Primul argument de ce nu este bine, pentru că itemii sunt, iată aici am testul de bacalaureat de anul trecut, sesiunea de bază. Itemii aici, în testul de bacalaureat, nu sunt structurați pe temă sau pe blocuri, dar temele sunt aleator. Iată noi când am învățat în liceu, nu învățam, de exemplu, 3 teme în aceeași săptămână sau în același timp. Era structurat, avem logaritmii și o săptămână se învățau logaritmii sau câteva lecții. Apoi era derivatele și învățăm doar derivatele. Nu implicam în derivate și logaritmii atât de mult, cât doar să derivăm logaritmii. Acestea fiind spuse, haideți să vedem care cred că este ordinea optimă de rezolvare a itemelor de bacalaureat. Sau mai bine spus, cum trebuie de abordat un test de bacalaureat pentru a obține cât mai multe puncte. Desigur că elevii care cunosc foarte bine matematica, care învață pe 9 și 10, această ordine nu este atât de actuală, pentru că pentru ei este destul de ok să rezolve testul începând cu 1 până la 12 în ordinea aceasta. Dar totuși și pentru ei, cei care învață mai bine, această ordine le va crește șansele că vor obține nota 10 la bacalaureat. Din punctul meu de vedere, cel mai bine este să începi rezolvarea testului de bacalaureat cu itemul 5 sau itemul 6. 56. Iată am să scriu pe tablă lucrul acesta pentru a vedea și voi. 5 și 6. Sunt primii doi itemi cu care trebuie de început rezolvarea testului de bacalaureat. De obicei, la itemul 5 este o ecuație sau inecuație. Noi ecuații și inecuații știm să rezolvăm încă din clasa 9, așa că și acest fel de ecuații-inecuații au fost întâlnite peste tot în cei 3 ani de liceu. De aceea, noi știm mai mult să rezolvăm inecuații și ecuații decât, să zicem, logaritm. Pentru că logaritmii au fost doar câteva lecții în clasa 10, mai apoi, practic, s-au uitat. Itemul 5, apoi itemul 6. Itemul 6 de obicei la noi la bacalaureat este teorie din numerele complexe sau exerciții cu utilizarea numerelor complexe de tipul Z este egal cu A plus BY. Și la itemul 6 se reduce de cele mai dese ori, se rezolvi o ecuație de gradul 2 sau un sistem de ecuații cu A și B. La urmă îți va da un sistem A plus B sau plus 2B este egal cu 3, și A plus B este egal cu 2. Este un sistem care s-a învățat în clasa 7 sau 8, cred, care îl poți rezolva ușor, afli A și B, apoi scrii că Z este egal cu A plus BY. De aceea, aici este ușor de rezolvat. Și pentru a rezolva itemul 6, trebuie să știi că Z este egal cu A plus BY și că I la 2 este minus 1. Atât. Mai departe, restul este doar logică. După ce am rezolvat itemul 5 și 6, este bine să rezolvăm itemul 4 și 1. 4 și 1, aici este aceeași teorie. Puteri, radical sau logaritm. În același timp poți rezolva acești doi itemi, pentru că este aceeași teorie. Iată, aici, după testul de bacalaureat de anul trecut, sunt obținute 16 puncte în total. 16 puncte. 16 puncte te ajută să iai nota 5 la bacalaureat. Mulți spun că trebuie să rezolvi prima pagină, itemul 1, 2, 3, 4 și 5, pentru a obține nota 5 la bacalaureat. Este corect, însă itemul 2 nu este cel mai ușor item de bac. De aceea, este mai bine să rezolvi itemii cei ușori, 5, 6, 4, 1 și ai luat nota 5. Adică, trebuie să rezolvi 4 itemi de bac și ai luat nota 5. Anul trecut, în general, era de ajuns de la 14 până la 22 de puncte ca să iei nota 5. După ce ai rezolvat acești 4 itemi, mergem într-un alt bloc, un fel de pauză facem și rezolvăm toate problemele de geometrie. Problemele de geometrie sunt 7, 10, și 3. Iată aici am să fac încă un argument de ce cred că ordinea aceasta este optimă. Cei care au fost anul trecut la BAC ar putea să vă spună că deseori stăteau în test, au deschis la itemul 1, 2, au început 1 se rezolve, pe urmă s-au dus la itemul numărul 2, 3, se gândeau aici, s-au uitat la itemul 7, au venit înapoi, 5, au încercat să rezolve ceva pe maculator, s-au dus la 11, s-au dus, s-au uitat la 12, s-au speriat că nu înțeleg nimic ce trebuia să de rezolvat și tot testul de bacalaureat pe maculator
practic, toate exercițiile pe aceeași pagină întors și este nestructurat și nu mai realizezi la care exercițiu ca tare lucrezi. Mult mai bine este să te focusezi. Eu acum rezolv, de exemplu, 15 minute stau și rezolv doar ritmul 5. După ce l-am rezolvat, îl las maculator, încă nu îl scriu pe curat, merg și rezolv ritmul numărul 6. Și iată în ordine aceasta. Apoi, după ce ai rezolvat, aici este, eu numesc, algebră simplă. Practic, nu este tare complicat. Noi suntem cunoscuți cu această teorie. Mergem și facem vreo, cred că o oră, poate chiar 45 de minute, pentru unii 30 de minute, se rezolvă toată geometria. Și când ești la probleme de geometrie, ai dreptul și e ok să sari de la o problemă la alta, pentru că teoria este aceeași. După testul de anul trecut, ITM-ul 7 și ITM-ul 10 aveau câte 6 puncte și 6 cu 6 și cu 2, 14 puncte în total. Desigur că elevii care cunosc mai bine matematica vor obține aici maxim de puncte, 14, care mai puțin vor acumula un punct sau două la ITM-ul 7, un punct sau două la ITM-ul 10, și poate ghicesc ritmul numărul 3, corect. Și să zicem că două puncte aici și două puncte aici, noi avem încă 16 cu 4 puncte de aici, este 20. Practic, noi încă suntem în intervalul de nota 5. Dar scopul este că obții 5 dacă obții aici maxim de puncte. Dar aici poți pierde vreo 2 puncte, 4 puncte. Trebuie să le acumulezi de la geometrie pentru a putea să ai aceste 16 puncte și să iai nota 5. Apropo, dacă iai 14, tot nota 5 o ai. După ce rezolvi geometria, faci o pauză de vreo 10 minute și rezolvi ritmul nou, care este probabilitate. Anul trecut, de fapt, la probabilitate au fost 5 puncte. După ce ai rezolvat probabilitatea, mergi și rezolvi problemele mai complicate de algebră superioară sau în engleză ar fi calculus. ITM-ul 8, ITM-ul 11 și ITM-ul 12 se rezolvă deja după ce ai rezolvat probabilitatea. De obicei la 8 și 11 sunt integrale, derivate, inecuații puțin mai complicate, funcții trigonometrice și este mai greu de calculat. ITM-ul 12 este problemă cu parametru, care unii știu să rezolve, unii nu, dar chiar și elevii care învață pe nota 5 pot acumula puncte. Mai ales dacă acolo este cumva o ecuație de gradul 2. O rezolvi și obții câteva puncte. Iată, aici este probabilitate și aici algebră nu e superioară, dar algebră mai complicată, să zicem așa. ITM-ul numărul 8, 11 și 12. 8 are 6 puncte, 11 are 6, 12 și aici 18 puncte în total. Iar la sfârșit, ghicești numărul 2. ITM-ul numărul 2 îl ghicești și obții 2 puncte. Iată, aceste 2 puncte te ajută să treci de la nota 9 la nota 10. Deși pentru 53, 54 și 55 de puncte ai nota 10. Ar trebui, dacă pierzi un punct aici pe parcurs, încă tot ai nota 10. Iată ordinea optimă. Scopul este ca să te concentrezi pe anumite blocuri, dar nu pe tot testul în întregime. Cred că cu toții cunoașteți că dacă te focusezi pe un lucru oarecare, șansa de câștig sau șansa de reușită este mult mai mare decât atunci când faci mai multe lucruri și niciunul nu le reușește cum se cade. Este mai bine să rezolvi un exercițiu corect decât toate trei câte o leacă. Pentru că de la toate trei câte puțin obții, de exemplu, vreo 5 puncte, dar ITM-ul 7 are în total 6 puncte. Iată, aceasta cred că este ordinea optimă de rezolvare a ITM-ilor de bacalaureat. Utilizând sau urmând această ordine, șansa că vei obține maxim de puncte la BAC crește. Repet ceea ce am mai spus. Dacă rezolvi ITM-ul de bacalaureat începând cu 1 până la 12 în ordine care este, practic vei fugi de la un ITM la altul și nu vei mai ști la ce ITM te afli. Ordinea aceasta te ajută să fii ordonat și să te focusezi pe exercițiul la care ești la moment. 6, tu rezolvi doar 6, nu te gândești ce este la ITM-ul 12. Asta te împiedică cumva să îți aduci aminte de teoria care este la ITM-ul 6. Dacă acest video ți-a fost util, distribuie unui coleg de clasă sau cel mai multor colegi de clasă să vadă și ei care este ordinea optimă de rezolvare ITM-ilor de BAC la matematică. Succes ție la matematică!